Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată mai întâi, pe scurt, principalele subiecte ale zilei. Nemulțumirile consilierilor PPDD expuse în conferință de presă. Deși pe podul prieteniei se lucrează, traficul este în creștere. Încă o lună de vacanță pentru elevii giurgiuveni. Meteorologii au emis prognoza pe următoarele 3 luni. Victoria Astrei cu Steaua controversată din cauza arbitrajului. După ce a fost o forță la alegerile locale din 2012, când a câștigat 10 consilieri locali și 3 județeni, PPDD Giurgiu aproape că nici nu mai există. Mai mult, partidul este împărțit în două. Tabăra noului președinte George Popa și tabăra consilierilor locali și județeni, unii dintre ei fiind deja excluși din partid. Tocmai pentru că aceștia din urmă consideră că sunt victimele unor abuzuri, au convocat o conferință de presă, de unde nu au lipsit acuzațiile și dezvăluirile în premieră. În luna mai, prin hotărârea Biroului Național Permanent al PPDD, George Mihai Popa a fost numit președinte interimar al organizației județene Giurgiu. Nu toți membrii PPDD au fost însă de acord cu noua conducere. Printre aceștia, consilierii locali Florian Velicu, Liliana Truică și George Ciobanu, consilierul județean Adriana Buga și liderul pensionarilor din PPDD Stella Matache. Doi dintre aceștia, Florian Velicu și Adriana Buga, au primit drept răsplată excluderea din partid, urmată de pierderea mandatelor de consilier local, respectiv județean. Aceștia au vina pe noua conducere a PPDD Giurgiu, pe care o acuză de abuz și de încălcarea statutului partidului, având în vedere că nici lui Velicu și nici Adrianei Buga nu li s-a dat dreptul la apărare. Deci articolul 12, punctul 4, spune în felul următor. Excluderea se produce în condițiile și cu respectarea prevederilor prezentului statut, excluderea producându-și efecte de la data rămânerii definitive a deciziei de excludere. Asta pe de-o parte. Și ca să facem o paranteză, articolul 19 al acelui statut spune așa. Decizia sau hotărârea de sancționare poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare la Comisia Județeană pentru Statut, Etică și Litigii în cazul hotărârilor luate de forurile cu competență la nivel local sau județean sau la Comisia Națională pentru Statut, Etică și Litigii, în cazul în care hotărârile sunt luate de forurile cu competență la nivel național. Deci, 5 zile de la comunicare. Eu vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că ordinul prefectului a venit înainte de a fi comunicată hotărârea, nu mai zic să folosim noi pârghiile de a ne apăra. Deci abuzul este evident și pentru cei care n-au cunoștințe juridice, cât și pentru cei care au cunoștințe juridice. Mai mult, cei 5 nemulțumiți din PPDD au descoperit că pe una din hotărârile de excludere din partid, una dintre semnături ar fi falsă. Am constatat cu stupoare că una dintre semnăturile de pe hotărârea numărul 33 de excludere, și eu vreau să vă spun că mai am încă două astfel de hotărâri în original, nu corespunde semnătura, și aici mă refer la doamna Diana Voiculescu, și încercând să mă apropii cât mai mult de adevăr, am discutat cu o rudă apropiată de adânsei, un văr primar, care mi-a confirmat că doamna Diana Voiculescu nu a mai semnat niciun document, începând cu jumătatea anului trecut. Deci vă întreb eu retoric. Cum a reușit doamna Diana Voiculescu, care este plecată din țară și care am înțeles că are niște probleme, nu intrăm în detalii, să semneze un document când nimeni nu știe unde este? Și plus de asta, acel document sau acea semnătură este fără apostrof. De se subînțelege că semnătura este a persoanei al cărui nume este deasupra semnăturii. Foarte multe dintre acuzații îi vizează pe președintele PPDD George Popa și pe purtătorul de cuvânt al PSD Răzvan Cuc, acesta din urmă fiind considerat principalul pion în toată această ecuație, din care a rezultat excluderea lui Velicu și Buga din PPDD, respectiv Consiliul Local și Consiliul Județean. La Răzvan Cuc s-a referit și consilierul George Ciobanu, nemulțumit de faptul că nu îi sunt arătate contractele zonei libere, semn că se ascunde ceva. Răzvan Cuc are însă altă variantă. Voi face demersurile legale care într-adevăr să le să intru în posesia lor, dar nu știu de ce. Înseamnă că mi s-a spus că nu o să intru în posesia lor. Cred că se ascunde ceva acolo. Și cred că le e frică de ceva. Eu am spus că îi dau toate contractele.
toate să se uite pe ele. Nu mi-a spus că nu îl dau să se uite. Dar nu pot să-i dau contracte care le-am încheiat cu societăți comerciale care au terenuri concesionate în zonă și care desfășoară alte activități cu zona liberă. Nu este în regulă să fac lucrul ăsta. E o societate comercială. În fond și la urmă urmei. Tot la Răzvan Cuc a făcut referire și fostul consilier județean PPDD Adriana Buga, despre care spune că a încercat să o influențeze la una din ședințele Consiliului Județean. Și acest lucru a fost infirmat de către Răzvan Cuc. La ședință, domnul Cuc mi-a spus că nu este frumos din partea mea să fiu căutată atâta timp de o persoană și eu să nu fiu găsită și să nu răspund afirmativ solicitărilor dumnealui, mai ales că este președinte de partid. M-am întâlnit cu acest domn George Popa, care nici măcar nu m-a cunoscut, da? Nici măcar nu știe câți membri sunt și vă spun sincer că pentru mine a fost o mare dezamăgire. I-am spus că și-a asumat un rol pe care nu este în stare să-l ducă mai departe. În primul rând, dumnealui crede că am fost pusă consilier de domnul Răzvan Cuc. I-am spus că să se intereseze, că am fost aleasă, nu pusă de domnul Răzvan Cuc acolo. Și după aceea concluzia a fost că trebuie să ascult ce îmi spune Răzvan Cuc. I-am spus că este decât coleg în Consiliul Județean, nu fac ce îmi spune nimeni, fac ce consider eu că este bine. Dumneavoastră credeți că eu îmi permit să fiu atât de inconștient încât să ameninț un om? Fiecare e liber să facă ce vrea, să voteze cum vrea. În fond și am văzut și pe Orghe 55, de la PSD au plecat 3 consilieri. Nu se întâmplă nimic. Repet, faptul că noi dăm o tentă acum cataclismică referitor la ce s-a întâmplat, mie mi se pare o inflamare un pic forțată a lucrurilor. Au fost exclus și de la, și domnul Dure a fost exclus de la PSD. A sărit PNL-ul în sus, a sărit, nu știu ce partide au sărit acum, toate în sus. Nu, eu vă spun că acum cred eu că prin decizia asta s-au deranjat anumite majorități și niște interese personale. De asta e toată lumea atât de supărată. Acuzații și dezvăluiri, mai mult sau mai puțin demonstrate, s-au făcut pe toată durata conferinței de presă a aripei nemulțumite din PPD de Giurgiu. Însă, în cele din urmă, instanța va fi cea care va stabili care dintre porți are dreptate. În orice caz, liderul PPD de George Popa și-a rezervat dreptul de a nu comenta până la pronunțarea instanței, în timp ce socialdemocratul Răzvan Cuc spune că a fost rât într-un scandal în care nu a vrut să intre. Ce cred ultimii mohicani din PPD despre toată această situație atipică de la Giurgiu, puteți urmări în această seară la TV Giurgiu, în cadrul emisiunii E timpul să vorbim. Din luna aprilie acestui an au fost demarate lucrările de reabilitare a podului Giurgiu Ruse. Deși se circulă doar pe un singur sens, iar șoferilor li s-au propus rute ocolitoare, podul este mult mai utilizat decât în aceeași perioadă a anului trecut. În lunile iunie și iulie, pe podul Prieteniei au trecut cu 60.000 de mașini mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Lucrările de reabilitare a podului Prieteniei nu i-au speriat deloc pe cei care au dorit să iasă din țară prin punctul de trecere al frontierei Giurgiu. Deși lucrările pe pod nu sunt întoi și cozile de mașini se întind în unele zone pe mai mult de 10 kilometri, șoferii nu aleg rute ocolitoare. Având în vedere că ne aflăm și în perioada concediilor, podul este tranzitat zilnic de mii de mașini. Deși anul acesta, din cauza lucrărilor de pe pod, reprezentanții companiei de drumuri se așteptau ca numărul autoturismelor să fie mai mic, nu a fost deloc așa. În anul 2014, pe podul de la Giurgiu, în perioada iunie-iulie, au trecut 187.500 de autoturisme. În 2015, în aceeași perioadă, numărul acestora a crescut cu 60.000, adică aproape 248.000 de mașini au tranzitat Vama Giurgiu pe sensul de ieșire din țară. Pentru fluidizarea traficului, reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri de la Giurgiu au luat numeroase măsuri. Aceștia au oprit circulația între anumite ore pentru autovehiculele de marfă și au permis trecerea autoturismelor și autocarelor cu turiști. Având în vedere că în perioada sezonului estival sunt înregistrate creșteri ale traficului de pasageri prin punctele de frontieră, pentru evitarea aglomerărilor, șoferii pot folosi și alte puncte de trecere de la frontiera cu Bulgaria. Mai exact, punctul de trecere Vama Veche, județul Constanța, punctul de trecere Negru-Vodă, județul Constanța, punctul de trecere Ostrov, județul Constanța, trecere cu Bacul, punctul de trecere Calafa, județul Dolj, punctul de trecere Bechet, județul Dolj, trecere cu Bacul, punctul de trecere Zimnicea, județul Telorman, trecere cu Bacul doar pe timp de zi și punctul de trecere al frontierei Turnu Măgurele, județul Telorman, trecere cu Bacul doar pe timp de zi.
Elevii din învățământul preuniversitar mai au la dispoziție o lună de vacanță. În noul an școlar, cursurile vor începe pe 14 septembrie. Ministerul Educației a publicat pe site-ul propriu varianta finală a structurii anului școlar 2015-2016. În anul școlar 2015-2016, cursurile vor începe pe data de 14 septembrie, iar anul școlar se va încheia pe 4 septembrie 2016, astfel încât în anul școlar viitor, cursurile ar putea să înceapă din 5 septembrie. Anul acesta, elevii vor intra în vacanța de iarnă pe 19 decembrie pentru 2 săptămâni. Astfel vor fi cursuri între 14 septembrie și 18 decembrie, iar vacanța pentru copiii de la grădiniță și din clasele pregătitoare până la clasa a 4-a va fi între 31 octombrie și 8 noiembrie. Vacanța de iarnă se va încheia pe 3 ianuarie 2016, astfel încât vor fi din nou cursuri în perioada 4 ianuarie-29 ianuarie 2016. Elevii vor avea vacanța intersemestrială în perioada 30 ianuarie-7 februarie 2016, după care în semestrul al doilea vor fi cursuri din 8 februarie până pe 8 aprilie 2016. Vacanța de primăvară se va desfășura între 9 aprilie și 17 aprilie 2016. Vor fi din nou cursuri în perioada 18 aprilie-17 iunie, iar vacanța de vară va începe pe 18 iunie 2016. Ordinul privind structura anului școlar prevede că la grădinițile și în școlile primare, săptămâna școală altfel poate fi organizată în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de data de 27 mai 2016, la decizia Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ. Clasele a 8-a și a 12-a fac excepție de la această structură a anului școlar, astfel că la clasele a 12-a anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, iar 4 săptămâni sunt dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 27 mai 2016. Luna iulie acestui an, apreciază specialiștii, a fost cea mai călduroasă din 1961 încoace. Tot luna lui cuptor a lui 2015 a fost a doua cea mai lipsită de precipitații, susțin climatologii Administrației Naționale de Meteorologie. Convinși fiind că mulți dintre giugiuveni și nu numai și-ar dori câteva informații legate de starea vremii, începând cu perioada rămasă din luna august și până în toamna ce urmează, iată ce date am adunat în acest sens. Specialiștii afirmă că schimbările climatice au determinat căldura din luna iulie acestui an, mai precis fiind vorba de încălzirea globală. Măsurătorile făcute din 1961 și până în prezent stau și ele la baza afirmațiilor oamenilor de specialitate. Din punct de vedere al regimului termic, perioada rămasă din luna august va fi una în care temperatura va înregistra valori peste mediile multianuale în cea mai mare parte a teritoriului, abaterile termice cele mai mari fiind posibile îndeosebi în regiunile sudice, sudestice și vestice. Precipitațiile, sub aspectul cantităților lunare, până în luna octombrie vor fi deficitare în toată țara, cele mai scăzute valori fiind consemnate în sudul și sud-estul teritoriului. Septembrie va debuta cu temperaturi între 13 și 27 de grade Celsius, care vor scădea treptat pe parcursul celor 3 luni de toamnă. Temperaturile medii lunare vor înregistra valori peste normele climatologice în sud-estul, sudul și vestul țării, în restul regiunilor, putându-se apropia de cele normale. Și în octombrie, valorile termice vor fi peste mediile climatologice în sud-est și local în sudul și vestul țării, iar în celelalte zone se vor încadra în normalul perioadei. Cantitățile de precipitații vor înregistra valori peste mediile multianuale în majoritatea regiunilor, excluzând sud-estul și local sudul și vestul țării, unde acestea vor fi apropiate de cele normale. Chiar dacă suntem în plin sezon estival și ultimul lucru la care trebuie să ne gândim este sezonul rece, mulți giugiuveni sunt conștiincioși și își achiziționează lemne de foc încă de pe acum. Deși puterea de cumpărare scade de la un an la altul, cei mai fideli clienți ai depozitelor de combustibil rămân pensionari. Ne aflăm la jumătatea lunii august și chiar dacă afară sunt temperaturi caniculare, giugiuvenii au început deja să se gândească cu ce se vor încălzi la iarnă. Așa se face că o parte dintre ei au început să facă împrumuturi pentru a-și cumpăra lemne de foc. În această situație sunt pensionarii care au început de pe acum să se aprovizioneze. Da, au început să cumpere lemnele, dar vă dați seama că puterea de cumpărare e ceva mai slăbuță pentru că sunt așa locurile de muncă foarte puține în Giurgiu. Au început marea majoritate pensionarii care fac împrumut și aceștia sunt clienții noștri fideli care în fiecare an sunt primii care cumpără lemne, se asigură de iarnă. Lemnele la noi la depozit sunt ceva mai ieftine față de toate celelalte depozite, deoarece
puterea de cumpărare, vă dați seama, nu este cât trebuie. Depozitele de lemne sunt pline în această perioadă, iar un metru cub de lemn de esență tare se vinde cu 290 de lei. De cele mai multe ori, prețurile inclus și serviciile, cum ar fi tăiatul sau spartul lemnelor. Pentru că puterea de cumpărare scade de la un an la altul, administratorii depozitelor de lemne sunt dispuși să vândă lemne și în rate. Am oferit, într-adevăr, aveți dreptate, dar numai unor persoane care prezintă garanție și a unor vecini de-ai mei de aici care... Nu pot să spun că nu i-am servit și nu-i servesc. Da. Dacă sunt oameni serioși și asta, să știți că noi i-am servit foarte multă lume. În Giurgiu, care mă cunoaște și o să vadă, știe că a luat pe datorie sau a luat în mai multe etape să-mi aducă bani. Sunt de acord cu acești bătrâni, că ei vin și ea, ca să poată să vină și în trepte. Mergând pe premiza că omul gospodar își face iarna car și vara sanie, comercianții spun că giurgiuvenii vor veni să cumpere lemne pentru foc, însă speră ca în lunile următoare vânzările să crească. Reducerea generală a TVA de la 24% la 19% este una dintre principalele măsuri incluse în proiectul atât de controversatului cod fiscal propus de guvern și retrimis în Parlament de către președintele Klaus Iohannis. Pentru a susține această măsură, PSD-ul afirmă că încasările bugetare sunt suficient de mari ca să acopere diferența de TVA. Principala problemă invocată în ceea ce privește codul fiscal și reducerea TVA la 19% de la 1 ianuarie 2016 o reprezintă diferența de venituri care s-ar produce prin această reducere. Aceasta, deși chiar opoziția a cerut o reducere de 5% și nu de 4% cât a fost propus inițial. Codul fiscal a fost retrimis pentru examinare, deși a fost practic îmbrățișat de toate partidele la momentul respectiv. Deși PSD-ul venise cu varianta de TVA de 20%, PNL-ul a cerut 19% și s-a acceptat să se meargă pe această variantă, pentru că orice relaxare fiscală în cele din urmă ajunge să se simtă și în buzunarul, în final în buzunarul cetățeanului. Încasările la buget sunt destul de mari ca să acopere diferența de 5%, adică procentele cu care va fi redus TVA-ul. Răzvan Cuc a prezentat astăzi date statistice în acest sens. În primele 6 luni am extras câteva date de la statistică care vin să susțină cele spuse de premier, că există un fond care permite această relaxare fiscală. În primele 6 luni ale anului 2015 au fost încasări la buget de 116 miliarde, față de 2014, aceeași perioadă, când au fost numai 106 miliarde. De asemenea, s-au colectat suplimentar bani din reducerea TVA-ului la alimente, 60 de milioane de lei, din controlele ANAF-ului, în jur de 1 miliard de euro. Codul fiscal a fost în ultima vreme subiectul principal al neînțelegerilor între putere și opoziție. În cazul aprobării, reducerea TVA la 19% ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2016. Popular în țara de adopție Franța, dar și în natala Spanie, Luis Mariano a fost un tenor care a obținut celebritatea grație interpretării unei operete compuse de Lopez. Tenorul născut în Spania pe 13 august 1914 a fost obligat să se mute în Franța din cauza războiului civil declanșat în țara natală. Pe Mariano, muzica l-a condus și spre platourile de filmare, astfel că franco-spaniolul a adunat câteva filme în carieră. Luis Mariano a devenit numele de scenă a celebrului tenor născut în Spania la 13 august 1914 ca Mariano Eusebio González y García pe numele său complet. I-a plăcut de mic muzica, dar situația financiară precară și declanșarea războiului civil din Spania natală îi amâna pregătirea profesională ce și-o dorea și mai mult decât atât, conflictul intern spaniol îl determină să plece în Franța la Bordeaux. Aici, în țara de adopție, începe să cânte prin cabaret și grație unui sprijin primit din partea unei feminine, ajunge să poată studia la conservator. Anul 1946 este cel în care Mariano devine celebru, opera lui Francis Lopez, La Belle de Cadix, contribuind esențial la acest lucru. La Belle de Cadix ne veut pas de l'amant, tic tic tic, ai ai ai, tic tic tic, ai ai ai, tic tic tic, ai ai ai, ne veut pas de l'amant. La Belle de c'est parti le beau jour. La Belle de Cadix, c'est
departit, dar tu. În scurt timp, Mariano, spaniolul adoptat de francezi, este văzut de specialiști ca fiind cel mai popular tenor de operet al secolului al XX-lea, calitate pe care, se pare, lui s-a încercat să o lase posterității. Cariera recunoscutului muzician cuprinde și câteva filme în care a jucat, printre cele mai cunoscute astfel de titluri, numărându-se și I Like Only You, 1949, Not Any Weekend for Our Love, 1950, Candide ou l'Optimisme au XXe siècle, 1960, sau Serenade au Texas, 1958. Dar oare cum ar fi ajuns la aceste performanțe profesionale lui Mariano, fără să fi fost luat sub oblăduirea celei cunoscute ca Jean Lagiscard, presupusă responsabil a unui magazin de discuri din Bordeaux la anilor apropiați debarcării artistului în Franța. Ma serenado, ma serenado Texas, de mon cœur qui la fredonne, quand il se donne au grand amour, je viens sous le soleil qui chante, je viens dans le pays. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează sport, meteo și o ediție specială unde puteți urmări pe larg declarațiile după meciul Astra-FCSB de aseară ale antrenorilor Marius Șumudică și Mirel Rădoi, dar și părerile președinților de club Valeriu Argăseală și Dani Coman, precum și interviuri cu Silviu Lung Junior, brazilianul Guilherme și mijlocașul Astrei William de Amorim. Nu ratați emisiunile serii la TV Giurgiu. Giurgiu, înainte de toate, și e timpul să vorbim. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Peste 7.000 de suporteri au urmărit miercuri seara derbiul etapei a 6-a din campionatul național fotbalistic al Ligii 1. O partidă marcată de controverse iscate îndeoseb de arbitraj, la capătul căreia, deși steliști au introdus de 3 ori mingea în plasă, au pierdut în final cu 2-0. Partida a început incert și în minutul 5 Papa a marcat după un duel aerian cu Junior Moraes, dar controversatul arbitru Colțescu a fluierat fault în atac și golul este anulat. Adrian Popa înscrie și el în minutul 21, dar golul este anulat pentru offside la semnalizarea tușierului. O altă fază controversată avantajează de data aceasta Astra, când fundașul Guilherme a intrat dur la Boldrin, dar arbitrul arată doar cartonașul galben. După pauză, în minutul 51, Alibec a deschis scorul și și-a trecut în cont prima reușită din actualul sezon. În minutul 60, Junior Moraes este faultat în careu de către Lucian Filip. Se fluieră penalti și Budescu marchează pentru 2-0. Este momentul în care Gigi Becali părăsește tribuna în semn de protest față de arbitraj. Partida devine din ce în ce mai încinsă și vine minutul 75, când Varela a reluat cu capul. Lung a scos până la Tade, care a trimis și el cu capul. Balonul depășește linia porții lui Lung, dar asistentul Grigoriu a semnalizat offside. S-a terminat 2-0 pentru Astra, a treia victorie pentru echipa lui Șumudică în 6 etape și prima înfrângere a Stelei în acest sezon, în fața unui stadion în tribunele căruia suporterii Astrei s-au văzut răzbunați pentru greșelile de arbitraj pe care și echipa lor le-a suportat de mai multe ori. Declarații aprinse la conferința de presă de după partida Astrei cu Steaua. Antrenorii Marius Șumudică și Mirel Rădoi au venit în fața jurnaliștilor pentru a spune părerea despre partidă. Cei doi au răspuns întrebărilor puse de jurnaliști, discursul fiind orientat către dominanta partidei, arbitrajul. Mi-a plăcut așa atitudinea celor de la Steaua și sunt mândru că i-am făcut astăzi să sufere, să enerveze, să dea cu pumnii pun. Toate alea să înjure și să, chiar să încerce o luptă așa cu cei din staful meu. Asta înseamnă frustrare. Înseamnă frustrare, înseamnă părere de rău și sunt mândru când anul trecut i-am făcut campioni, ar fi trebuit să înțeleagă toată lumea că Șumudică nu și-a apărat decât corect șansele la momentul respectiv și n-am făcut jocurile nimănui. I-am răspuns și lui Sepsi de valiza respectivă și astăzi am uitat așa, mă uitam în spatele tribunei a doua, mă înjurau așa cu patimă și își doreau atât de mult
să mă scuipe și să arunce cu fel de fel de monezi în mine și îmi place. Îmi place, mă simt bine când îi văd așa. Mă simt bine. Băi, suporteri steliști, înțelegeți că există un Dumnezeu. Și Dumnezeu astăzi a fost cu Astra. Atât am avut să le transmit. Pot să mă înjure, să mă scuipe, să mă înjure de familie, de ce vor ei, cât ori trăi. Nu-i halesc. Punct. Și nu o să-i halesc niciodată în viața mea. Indiferent ce s-ar întâmpla. Mirel Rădoi a avut de înfruntat tribunele giurgiuvene, de unde, în afară de fluierături la adresa Astrei, niciun suporter stelist n-a îndrăznit să strige Hai Steaua. La conferința de presă, Rădoi a trebuit să înfrunte și întrebările jurnaliștilor. E greu să-mi găsesc cuvintele, dar o să încep în felul următor. Din păcate, punctele nu s-au dus unde trebuie. Pentru mine este destul de clar că Steaua ar fi câștigat cele 3 puncte. Băieții merită felicitări și au felicitările mele pentru joc și atitudine, dar din păcate punctele nu sunt la noi. Că aveți întrebări? Ce fel a fost jocul din seara asta pentru tine? Mă refer la arbitraj, evident. V-am spus, mi-e greu și nu vreau să comentez arbitraj, dar mi-e greu să mă și abțin. Credeți-mă că mă muș de limbă. Nu știu, asta nu depinde de mine, dar gândiți-vă că la pauză sunt 2 goluri anulate și un penalti. Oricât aș vrea și oricât aș încerca să-i fac să uite lucrurile astea, jucătorii sunt și ei oameni și e normal să fie afectați. Declarațiile pe larg ale celor 2 antrenori, dar și părerile președinților de club Valeriu Argăseală și Dani Coman, precum și interviuri cu Silviu Lung Junior, brazilianul Guilherme și mijlocașul Astrei William de Amorim, puteți urmări imediat după Jurnalul de Știri în ediție specială. Prezența în zona VIP a tribunei întâi a selecționerului Anghel Iordănescu nu a putut fi trecută cu vederea. Giurgiuvenii sperau ca antrenorul naționalei să fie cu ochii pe Budescu sau Silviu Lung Junior, dar după întorsătura pe care a luat-o partida, jurnaliștii au avut de întâmpinat doar reacții evazive ale selecționerului. Îmi este foarte greu să comentez, pentru că orice comentariu aș face s-ar interpreta. Din punctul meu de vedere a fost o atmosferă plăcută, un joc agreabil. Un joc, spuneam, agreabil, un arbitraj extrem de interesant și o atmosferă frumoasă. Oare interesant arbitrajul? Jurnaliștii prezenți au înțeles că selecționerul Anghel Iordănescu a calificat arbitrajul ca fiind interesant, dar în realitate Iordănescu a spus un arbitraj interesat. Arbitraj extrem de interesat. Se va menține caniculară îndeosebi în regiunile vestice și sud-vestice, iar la nivelul întregii țări, temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 38 de grade. Cerul va fi variabil cu unele norări trecătoare în zona montană și în regiunile estice și sud-estice, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. La Giurgiu, maximele termice vor fi în scădere față de perioada anterioară, dar vor avea totuși valori destul de ridicate. Se vor înregistra 33 de grade Celsius în Giurgiu, Ghimpați, Mihăile și Comana și 32 de grade Celsius la Hotarele și Bolintin Vale. Vântul va sufla cu o viteză de 8 km pe oră din direcția nord. Presiunea atmosferică va fi de 758 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 45%. Apele Dunării sunt în scădere cu 10 cm, cota probabilă fiind -21 cm.